Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Rădăcini, ca în fiecare seară de luni. Ne întâlnim astă seară cu o tânără scriitoare, de fapt ne reîntâlnim, revine în studioul Cristina Boncea, unul din numele de scriitori tineri din România, care a bătut la porțile succesului și o să vedem cu destul de mare reușită. Bun venit în studioul nostru! Mulțumesc foarte mult! Bună seara telespectatorilor și mă bucur să mă aflu din nou aici. Și noi ne bucurăm că ai reușit să vii din nou, mai ales că la momentul primului interviu era o primă carte, e adevărat un succes. Între timp, lucrurile s-au schimbat, a apărut și a doua carte, din câte am înțeles din culise, ne pregătim și pentru a treia din aceeași trilogie, iar succesul n-a întârziat să apară. Da, mă bucură foarte mult acest lucru, căci dacă primele două cărți nu ar fi avut succes, nu aș fi reușit să fie într-adevăr o trilogie. Cel de-al treilea roman va apărea tot anul acesta și vom reuși să le vindem pe toate cele trei cărți la pachet. Să înțelegem că e deja scris? Da, l-am scris, cred că din primăvară. L-am terminat înainte de bacalaureat ca să am timp să mă concentrez. Da, o să vorbim și de partea, să spunem, mai puțin văzută, cea fostei eleve de liceu, proaspăt student, peste câteva zile, să zicem așa, debutezi oficial în acest statut de studentă. Dar pentru cei care n-au văzut precedenta emisiune sau nu sunt familiarizat cu partea de internet, de Facebook, hai să încercăm să spunem telespectatorilor cine este Cristina Boncea. Eu sunt în principiu scriitoare, am publicat primele două volume ale trilogiei Octopussy, prima carte se numește Octopussy, cea de-a doua se numește Bex merge la școală. Acțiunea se concentrează în jurul unei familii de patru membri. Personajele pe care m-am concentrat mai tare sunt cele două gemene, adolescente, Bex și Hiena. Și Octopussy este o nouă boală mentală pe care vă invit să o descoperim împreună. Asta, dacă reușiți să faceți rost de carte, o puteți găsi atât în librării, cât și în variantă electronică, deci poate fi găsită pe internet, bineînțeles, pe un site special, nu? Pe mai multe, pe toate site-urile principale. Da, deci poate fi găsită, contra cost, poate fi citită în format electronic, pentru cei care, să zicem, nu o găsesc în librările, există în librările gorjene? Din păcate nu, dar eu aș vrea să reușim pe viitor să o aducem și aici. Ar fi foarte bine, mai ales că sunt destul de mulți gorjeni care au auzit și de numele tău și de cărțile tale. Deci poate că neavând acces, să zicem, să o poată face rost din București sau din alte orașe mari, poate o să o găsească aici la o librărie din Târgu Jiu. Întrebam, apropo, cine e Cristina Boncea, că nu-i numai scriitoare. Da. Cei care se uită, cum spuneam, pe internet și nu, găsesc și un blogger de succes și în același timp, în lumea asta virtuală, e un nume destul de cunoscut. Sunt destul de activă pe diferite rețele sociale. Principal, blogul este platforma de care mă ocup cel mai tare. Am de asemenea și un canal pe YouTube în care tot la fel vorbesc despre cărți, fac recenzii și așa mai departe. Aș vrea să înțeleg, apropo de acest lucru, ce îndeamnă pe o tânără de vârsta ta să facă cronică de carte? Pentru că, de regulă, la vârsta asta, altele sunt pasiunile. Totuși, pasiunea ta sunt cărțile, într-un fel sau altul. Și să le citești și să le prezinți. Păi, la mine a apărut de când eram... Și să le scrii. Da, foarte mică această pasiune, adică nu este ceva ce s-a dezvoltat acum în adolescență. M-am ținut de acest hobby. De când am învățat să citesc și să scriu, astea au fost activitățile mele pur și simplu în mod natural. Nu mi-au fost impuse de nimeni, cum sunt unii părinți care își obligă uneori copiii să citească. Pur și simplu a venit de la sine pentru mine. Se spune despre scriitori că la început au fost buni cititori. Așa e valabil este. Și în cazul tău? Da, categoric. Nu cred că există un scriitor bun care să nu fi citit multe cărți care să-l ajute să se dezvolte pe sine. Citind despre... Ne-am vorbit de prima carte la precedenta emisiune. Citind cronici referitoare la această carte, apărute mai ales în spațiu virtual,
Mulți te-au acuzat de faptul că ai vrut să șochezi, ai vrut să-ți faci un nume, nu neapărat numai pe partea literară, ci prin șocul pe care îl ce ai scris tu. E da, adevărat? Da, categoric, cu prima carte, Octopussy, fiind și cartea de debut, mi-am dorit să fie ceva mai extravagant, să pot să pun în ea tot ce găsesc mai, nu știu, mai șocant, mai puternic în acest sens în mine, ca să, nu știu, ca să fiu sigură că, indiferent ce s-ar întâmpla, nu o să fie uitată. Bun, începuse-i tu puțin mai devreme, dar apropo de cele două cărți de până acum, pe cea a treia nu o să vorbim despre ea, chiar dacă e gata, lăsăm să spunem așa suspansul. Are un titlu cea de-a treia? Da, se numește Antidotul. Interesant. Apropo de primele două și haideți să încercăm să... În mare, n-aș vrea să intri în foarte... De fapt, acțiunea cărților tale nu este o acțiune propriu-zisă. Deci se întâmplă lucruri mai mult în mental, în subconștient, mai puțin efectiv. Ce se întâmplă față de primul volum, când avem cele două surori, cele două gemene care, să spun așa, au primele experiențe de un anumit tip? Ce se întâmplă cu ele în volumul 2, să spunem așa? În volumul 2, după cum spune și titlul, Bex merge la școală, m-am concentrat mai tare asupra personajului Bex și a transformărilor psihologice prin care trece Bex. Mulți adolescenți mi-au spus că s-au regăsit în aceste schimbări prin care trece ea și am încercat să explic pas cu pas, prin diferite, tot așa, nu are o acțiune propriu-zisă, dar diferite scene care dau de înțeles ce o face pe Bec să fie Bec sau ce face un om, un adolescent, să se transforme într-un adult. Din trăirile adolescentei Bec sunt și trăirile scriitoare, adică ai pus lucruri pe care le-ai trăit prin propria experiență? Da, într-o mică parte, dar în cea mai mare parte mi-am imaginat cum ar fi dacă aș fi Bex. Nu mă refeream la chestia de a... Ca și trăiri, da, sigur, da. Categoric sunt lucruri prin care eu și majoritatea adolescenților au trăit, le-au simțit. De asta, atât timp cât reprezintă, s-au regăsit foarte mulți, e clar că... Da, m-am regăsit și eu, dar n-aș vrea să generalizez că... Bineînțeles. Cine știe. Înainte de a... trece, să zicem așa, să vorb... în partea a doua, cum spuneam, acest volum 2, Bex se întoarce la școală, spuneai că personajele se păstrează. În același timp, care ar fi evoluția? Adică, de ce a fost nevoie de volumul 2 și mai ales de ce e nevoie de volumul 3? Volumul 2, în primul rând, a venit ca o surpriză și pentru mine. Nu mă așteptam să fie o trilogie, mă așteptam ca Octopussy să fie de sine stătătoare. De sine stătătoare. Așa ne și spuneai la un moment dat că asta ți-ai dorit. Și am fost foarte... Și apoi s-a schimbat. Da, surprinsă pentru că oamenii au cerut explicații referitoare la boală, de poveștile din trecut ale personajelor și m-am gândit să intru puțin și pe acest plan, ceea ce se întâmplă și în volumul 2, dar mai ales în volumul 3. Adică volumul 2 este doar o trecere așa ușoară de la Octopussy 1 la Octopussy 3. Apropo de momentul când vorbim deja de o trilogie, vorbim și de un scriitor consacrat. Deci deja cu 3 volume și toate care au trecut și proba și vor trece proba publicului, cu siguranță vorbim de un scriitor care este stăpân pe mijloacele sale. Cum o vezi totuși pe autoare, cazul tău, deci pe tine, să zicem în anii următori? E clar că nu vei abandona acest lucru, deci practic e o profesie aceea de scriitor. Vei merge pe aceeași direcție, vei încerca alte drumuri, mai ales că din ce vedem, avem deja primele două volume la care să ne raportăm. E clar că stăpânești destul de multe mijloace, dar în același timp și experimentezi foarte multe lucruri noi. Da, categoric, acesta este un avantaj al vârstei mele, că pot să am mai multe experiențe din care să învăț și să le aplic în scris. Însă, după ce termin cu această trilogie, aș vrea să-mi iau, nu știu, o pauză, cât de lungă va fi necesar să fie, pentru ca apoi să mă orientez spre a scrie cu totul poate chiar complet diferit, nu știu. Deci... Cu siguranță nu vom vedea un personaj care să ne reflecte pe lângă alte lucruri, pe lângă alte trăiri psihologice și viața de student. Nu, asta vreau să spun. Trilogia Octopus este
puțin autobiografică, însă mai departe nu aș vrea să mă acces pe acest lucru. Cu siguranță, unele lucruri, unele experiențe sunt, le trăiesc toți adolescenții care merg în liceu. De ce spuneam acest lucru? Pentru că din ce știu eu la acest nivel este și va fi o trilogie unică, în sensul că n-am mai auzit, cu siguranță n-am citit ceva asemănător, dar n-am mai auzit de o trilogie de genul ăsta, că lucrurile se întâmplă toate în adolescență, că practic toate sunt înainte de, de marele pas al majoratului, să spunem asta așa. Pentru că nu mi-am dorit să scriu despre ceva ce nu cunosc, adică nu mi-aș fi dorit să am personaje principale adulte despre care eu nu pot să scriu pentru că nu sunt adult, nu am avut experiențe de adult. Ești cumva o curiozitate și am văzut că acest lucru se manifestă și în spațiu virtual, foarte multe întrebări la adresa ta, unele naive, unele destul de interesante, ce am reușit și eu să trag ochiul așa pe... Cum vezi acest interes al publicului față de ce scrii tu sau... Față de cine ești tu, că am văzut că există și interesul ăsta foarte mare. Într-un fel mi-am dorit acest interes pentru că am vrut să ofer și un autor, adică să creez interes și asupra autorului, nu doar asupra cărților, pentru că m-am gândit că merg mână în mână. Pe de altă parte, multe dintre întrebările, curiozitățile primite, nu prezintă relevanță pentru mine, adică sunt unele lucruri care se leagă de artă și întrebări de care mă bucur legate de artă, dar alte întrebări sunt complet lipsite de sens și nu știu sincer de ce apar. Să zicem, sunt din cei care au citit cartea și n-au înțeles numai mesajul, dar au confundat aceasta este marfa problemă. Cu ambalajul. Aceasta am este avut senzația asta din ce am văzut. Da. Și cred că nu doar legat de cărțile mele, cred că în general în România... Așa se întâmplă. Deci o ia la... nu văd literatura. Deci pur și simplu s-ar aștepta ca acea carte să fie un jurnal sau ceva de acest Dacă gen. Dacă scriu la persoana întâi, înseamnă că nu este adevărat. Nu. Cu siguranță, dar problema asta e că nu înțeleg. Asta și vrut să vadă, să se reflecte ca mesaj. Literatura e cu totul altceva. De fapt, asta e și esența literaturii, de a nu prezenta... Inclusiv eu pot să fiu altcineva cine vrea, eu prin cărțile mele. Cu siguranță. Acum, tu ai trăit o experiență și cu siguranță poate fi împărtășită, aceea scriitorului de succes. Ai o colaborare foarte bună cu edituri private, nu sunt edituri de stat, că mai era și se obișnuia cu ani în urmă, publici prindeai într-un fel sau mai pe pile, mai că erau deja editurile în, să zicem, în spre faliment, edituri de stat care nu prea mai aveau rigori. De până la urmă aici e rigoarea în primul rând a publicului. Cum e colaborarea cu editura pe care ai scos cărțile? Herb Bennett. Și am văzut că ai o colaborare foarte... Nu, lauzi foarte mult aparițiile de la editura 3, apropo de Da. Și cred că nu întâmplător, adică cumva te regăsești în anumite apariții de acolo, seamănă cu ce Cu cei de la Herb Bennett am o comunicare foarte bună, le mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea lor. Nu cred că aș fi reușit, nu doar să public, n-aș fi reușit poate ca om să fiu cine sunt azi fără ei. Momentul când mi-a spus Alex Voicescu de la editură, mi-a trimis pe e-mail, mi-a răspuns la e-mail că da, o să-ți publicăm cartea, a fost cel mai fericit moment din viața mea și de atunci până astăzi. Nu, dar vreau să înțelegem un lucru. Cei de acolo nu vor să dea faliment, deci cu siguranță dacă promovează o carte și au tipărit o carte și asta, au făcut-o asta să și câștige și pentru că e cartea bună, că altfel n-ai ce să vinzi. Bineînțeles, asta n-aș putea spune eu, asta le mulțumesc lor dacă au reușit să vadă în mine și să mă ajute să evoluez la editura lor. Și cu siguranță și al treilea volum tot la ei apare, nu? Categoric, da. Deci te-au încurajat în acest proiect, să spun. Bineînțeles, da, foarte mult. Apropo de lansarea celorlalte, s-au făcut cel de-al doilea volum ca și primul, au fost la Gaudeamus, dacă am înțeles bine, da? Sigur, da. Cel de-al treilea? Cred eu că tot la Gaudeamus, da. În anul Asta ar fi la începutul anului următor? Nu, nu, este noiembrie. Noiembrie este? În noiembrie, da. Cred, dar nu promit. Depinde și... Apropo de tiraje și apropo de acest lucru, totuși sunt câteva mii de cărți pe care le-a scos din fiecare carte Da. Și care au ajuns de foarte multe în foarte multe mâini. Cum e senzația asta să știi că totuși ai pătruns, ți-ai făcut deja un
un grup de cititori. Asta mi-am și dorit și cititorii mei sunt incredibil, nu știu, când primesc un mesaj de la cineva cu, sau o poză cu un citat dintr-o carte de-a mea, nu știu, mă simt foarte bine știind că au reușit să înțeleagă ce am vrut eu să le transmit. Se formează o uniune între oameni, o prietenie. Chiar. Întorcând la școală, în această vară ai făcut pasul de la licean, ai trecut de BAC și ai ajuns studentă unde îți doreai, de fapt, la... Da, la Facultatea de Limbi Străine. Cum a fost această experiență liceului de București, pentru că tu ești târgujean, că ai plecat cu clasa 8-a, cred, nu? Da, dacă da. Rețin bine. Da. Ai totuși 5 ani de București, mă refer și ca învățământ. Cum a fost această experiență? Ei, a fost dificilă, chiar mai dificilă decât mă așteptam, dar am reușit să trec cu bine peste toate greutățile. Acum ai mers și ai intrat acolo unde ți-ai dorit. Ce vrei să faci mai departe? Și acum nu mai vorbim de profesia de scriitor, da, că e clar că nu o să o abandonezi, ci partea profesională cealaltă, că cât ai fi de scriitor, parcă mai găsești și altceva de făcut. Categoric. Păi eu sunt la facultate, la secția de traduceri, așa că mi-aș dori să fiu traducătoare pe viitor. Da, și probabil că vei traduce inclusiv literatură, dacă... Categoric, aceasta este dorința mea, da. Am înțeles. Urmăream blogul pe care l-ai, în care faci cronică de carte și de uneori să zicem așa, observațiile sunt foarte interesante, de multe ori sunt incitante de a te duce spre cartea respectivă. Poate n-ai văzut-o, poate nu o știai, că sunt de multe ori și cărți care le descoperi tu acum, chiar dacă cărțile sunt apărute cu mulți ani în urmă. Reușești să convingi, să spunem așa, pe cei care își citesc blogul să se ducă spre o anumită carte? Da, surprinzător, deși acesta nu este scopul meu. Scopul meu este să prezint opinia mea strict subiectivă, dar se pare că reușesc și mulți oameni spun că, vai, nu știam de cartea asta și uite, tu m-ai făcut să o citesc și este super acest lucru, dar nu este scopul meu, adică eu vreau doar să-mi exprim opinia. Cum se întâmplă și apropo de genul ăsta, dacă, să spunem ce, publicul în general, publicul occidental cel puțin, dar și cel românesc încet, încet, e atras foarte mult de imagine, de televiziune, mai puțin de cartea scrisă. Cum vezi tu viitorul în acest domeniu? Mai este literatura, gen literatura de scrisă într-o carte, nu cea care să o găsim după aceea într-un scenariu de film sau ceva de genul ăsta, mai are viitor? Eu consider că da, sincer, fiind născută în 98, habar n-am cum era literatura înainte și așa mai departe, dar din ce văd eu acum, din câți oameni vin la târgurile de cărți și câți oameni citesc și așa mai departe și au bloguri și scriu, mie mi se pare că mergem bine. Mi se pare că am reușit să lăsăm deoparte maculatura și mi se pare că din ce în ce mai mulți autori noi apar cu produse foarte originale și bune care atrag foarte mulți cititori. Te-ai gândit, de exemplu, apropo de îmbinarea aceasta, cum spuneam, între cuvântul scris și partea media, ca viitoare cărți sau poate chiar această trilogie, să o vezi într-un fel sau altul redată cinematografic? Sincer, am primit propuneri de acest gen. Din păcate nu s-au concretizat, dar cine știe pe viitor, da, categoric aș vedea trilogia Octopussy fiind ceva, un film, un scenariu de teatru, eu știu. Da, crezi că are, cum să spun eu, șanse de izbândă o carte mult, devine, ajunge la, e clar că ajunge la mai mulți spectatori, la mai mulți cititori, dacă în momentul când are și suportul cinematografic. Desigur, dar de asemenea, când știi că o producție cinematografică este bazată pe o carte, de obicei oamenii se duc să citească și cartea, de curiozitate, adică da, mână dar în mână. Apare și chestia cealaltă, că poate cartea respectivă își pierde un anumit public în sensul că se zice, dom'le, asta e o carte comercială care a fost... Asta este o gândire pe care eu o consider învechită, nu mi se pare. Mi se pare că o carte și un film sunt două opere de artă diferite și... Citeam Alex Ștefănescu, criticul literar,
spunea într-o cronică recentă, cred că în România Literară, dacă nu mă știu, în orice caz, într-o revistă literară, s-ar putea să nu fie chiar România Literară, să nu spun celor care se uită, să nu spun prostii, dar în esență spunea de faptul că în ultimii ani, în general, scriitorii români, cei de prozatori, pun foarte mult accent pe partea asta comercială, partea cinematografică, să spunem așa, și mai puțin pe literatura efectivă care să reziste într-o carte. De asta, la asta mă gândeam în momentul când te întrebam cum vezi tu lucrurile. Păi... pentru că dânsul e deja într-o generație foarte... Da, tocmai că lumea evoluează și comercial, nu știu, mi se pare că oamenii confundă definiția la comercial cu cea de contemporan până la urmă, pentru că în artă se reflectă lumea contemporană și dacă asta li se pare lor comercial, nu știu, să iasă din casă, să observe lumea din jur, să vadă că asta este realitatea și că arta prezintă deseori realitatea. Bine, există și... Există categoric și comercialul în sens negativ, dar... Există și acuzația aceasta că, în general, arta contemporană este superficială, pleacă, deci nu se mai duce la origine, așa, sunt lucrurile care sunt la suprafață, nu intră în profunzime. Ori, apropo și de cărțile tale, dar și în general, există lucruri care mi se par mult mai profunde decât foarte mult ce s-a scris până acum. În orice perioadă există și cărți mai superficiale și cărți mai profunde, dar asta nu știu dacă are vreo legătură cu anul în care suntem, are legătură cu societatea. Eu știu, acum oamenii, publicul știe să discearnă. O să-ți dau, apropo de între comercial și mai puțin comercial, hai să dăm câțiva care să fi văzut și telespectatorii noștri, adică să știe, să zicem, niște autori. Hai să luăm doar Alexandru Dumas, Balzac, să mai vorbim de, nu știu, Carmai, apropo de ce citește generația sau ce generația Uinetu și toate celelalte, și să vorbim un standard de scriitori mari. E, o să vedem dacă facem un sondaj, și s-au făcut asemenea sondaje, că un Dumas îl cunoaște, apropo și de notorietate, și poate i-a citit cărțile și acum, după câteva secole de la moarte, o proporție foarte mare, dar scriitorii mari, gen Proust și toate celelalte, au ajuns, cititorul român a ajuns la mai puțin, chiar dacă cărțile respective, înainte de 89, s-au editat în tiraje foarte, foarte mari, adică e posibil ca foarte mulți români să aibă și acum cărțile în bibliotecă, dar să nu le fi citit. Deci, pe undeva există și antidotul, ca să spunem așa, și comercialul are rolul lui și mai ales dacă ai o lectură facilă și ajunge la foarte mulți cititori, și asta e un lucru pe undeva bun. Da, nu știu de ce comercialul ăsta e văzut așa de rău. Nu înseamnă că e văzut rău, dar în general se face o diferență între scriitorii mari, care chipurile n-ar fi atât de comercial, și scriitorii mai comercial, care n-ar fi atât de profunzi, atât de... Lucrurile cred că încep să dispară, adică să nu mai... fie așa, și mă gândesc doar, avem Dan Brown, apropo, Dan Brown, care are un succes fantastic la nivel de... Bine, scrie comercial până la urmă, dar câte probleme, apropo, problematica cărților sale este acum dezbătută inclusiv în Biserica Catolică, creează scandal. Deci asta nu înseamnă că chiar dacă e o carte comercială, chiar dacă e făcută cu mijloace comerciale, nu înseamnă că nu poate să aibă succes sau nu înseamnă că nu poate lansa niște subiecte în viața publică. Da. Gen, apropo de acea boală pe care ai lansat-o, Octopusii, care deja e și stârnește foarte multe nedumerire. Da, mulți m-au dacă ea chiar există, adică e un lucru bun. Acum, văzând din perspectiva de cititor, să nu mai vorbim pe moment de scriitorul Cristina Boncea, ce tendințe vezi în literatura actuală? Adică, care e gustul publicului românesc, în general, în privința ce citește? Mi-ai spus și faptul că vin la târgurile de carte, dar care sunt ar fi gusturile? Ce citește român, în general? Acum român, nu știu, mie mi se pare că începem să avem toți această înclinație spre lucrurile în forma lor pură, fără să mai fie eufemizate.
Cred că oamenii s-au săturat să citească despre, nu știu, floricele pe câmpii și așa mai departe și caută partea asta chiar poate mai erotică, nu știu, partea care exprimă, arată realitatea într-o formă mai brută. Cred că ne-am săturat, nu știu, oarecum de stilul clasic de a spune o poveste. Este clar, în fiecare epocă, fiecare generație vine cu ceva nou și în același timp schimbă clasicul de până atunci. Însă în privința cititorilor, cititorului român în momentul de față de carte, încep să spun așa, nu-l prea înțeleg dintr-un anumit motiv. De exemplu, la vremea ei, Levantul lui Cărtărescu a făcut succes și din punct de vedere editorial. Au fost cărți după 1989, gen Pas cu pas al președintelui Iohannis, care ni s-a raportat că este un succes editorial imens, până și chinezii au tradus-o pe banii românilor, dar asta e o paranteză. S-a spus invers, da? Nu asta îi vreau să zic. Încep să mă gândesc, mă frate, o carte de genul ăla, mărturisesc că am parcurs cartea respectivă, cea scrisă de președinte, prima, nu și cea a doua, primul pas, n-am văzut sau n-am înțeles să avem un public atât de mare, adică să fi citit vreo 100.000 de oameni cartea respectivă. Dacă au cumpărat-o, nu înseamnă că au și citit-o. Aici e problema. Știu, am înțeles. Mai ales că ea a fost oferită într-un supliment la o publicație și automat intra în prețul. Asta este un caz separat, nu știu. Adică... Nu, altceva aș vrea să înțeleg și tu îi percepi și prin blogul tău poate mai bine decât ăstea. Care sunt gusturile românilor? Pentru că apar, cred că mai de multe ori citește, să zicem, pe blogul tău o carte și se duce și o ia. Sau face rost de ea. Sau aud despre o carte că e bună, nu contează că nu e pe gustul lui, poate cartea nu e bună, e comercială sau ceva, nu neapărat că nu spuneam că nu e bună, dar ca idee. Și se duc spre cartea respectivă. În schimb, apariții, chiar eveniment, trec nevăzute dacă nu beneficiază de o promovare de un anumit nivel. Nu știu, eu stau și prin... Deci avem un gust complet sau este doar în virtutea... Am citit la Cristina pe blog că nu știu ce și mă o cartea sau... Nu, tind să cred că cititorii mei trec și prin propria minte aceste decizii. Tocmai asta vreau să zic că eu trăiesc într-un mediu de un anumit tip de cititori, acești cititori care fac alegerile ei înșiși, nu le sunt impuse. Pe când vine vorba, nu știu, de astfel de lansări foarte promovate și cărți foarte promovate, pur și simplu, da, din păcate, publicul român este ipocrit deseori. Da, aveam, apropo de generația voastră, cea de după 90 sau în orice caz cea aproape de anul 2000, v-ați născut, ați crescut cu Harry Potter, cărțile lui. Sunt foarte mulți care le-au acasă, foarte puțini însă care le-au citit. Și asta spun din perspectiva în care am avut de-a lungul ultimii ani chiar elevi în care spuneau, da, am cărțile, am volumul 1, am volumul 2, am nu știu ce, bine că erau denumite altfel, dar din seria respectivă. Dar care, dacă încercai să discuți cu el, strict efectiv pe personaje, mai ales că eu mărturisesc că nu le-am citit cărțile respective, în schimb am văzut din filme, deci aveam cât de cât idee de subiect. Nu, deci nu le-a plăcut, n-au trecut testul acela, nu știu cum, a făcut succes în afară, dar la noi în țară, cred că publicul român n-a fost pregătit pentru un asemenea tip de carte sau în orice caz nu atât de pregătit pe când l-a prezentat presa că a avut un succes nebun. Păi tocmai presa, nu știu, nu prea are legătură cu literatura adevărată, nu știu. Și eu știu și foarte mulți oameni pasionați cu adevărat de Harry Potter, eu am citit doar primele 5 cărți, chiar nu-mi place, nu... Chiar dacă a fost publicat în perioada când eram eu mică, nu știu, numai. Pe de altă parte, revistele literare care mai apar în România, gen România Literară, Contemporanul și care mai sunt, par total defazate, adică vorbim de o literatură care, adică suntem încremeniți în proiect... Nu știu, ne ducem toți spre scriitori care ori au murit, ori sunt aproape de... Ei încearcă să nege realitatea de acum. Încearcă să îi facă pe oameni să privească tot la autorii mai vechi și chiar decedați, în loc să scoată în evidență autorii noi doar pentru simplu fapt că nu li se par valizi.
Adică, de ce? Ei nu văd. Foarte des m-am lovit de această chestie că jargonul nu e literatură și asta ar fi o mare problemă pentru foarte multă lume, felul în care s-a schivat. Și lui Ion Barbu i-au spus, lui, da, cred că am zis bine, nu, cel care a fost cu săptămâna, Eugen Barbu, pardon, Ion Barbu era poetul. Da, da. Și Eugen Barbu când a scris Gloapa și celelalte, dar asta n-a însemnat că n-a rămas în istoria literaturii și încă cu cărți valoroase. Eu știu, adică știu concret că autorii de la editura Hergmenet sunt foarte dați la o parte din acest motiv și în schimb sunt promovați acești autori care nici măcar nu știu dacă mai sunt așa de citiți precum se zvonește. Păi eu știu. Ce se mai citește pe, bănesc, pe lectură obligatorie pentru examene, da, sau ceva mai, de acest gen, dar... Realitatea este că dacă te duci la un adolescent de 14 ani și îl întrebi ce cărți românești a citit, o să zică mai degrabă Cristina Nemerovski decât, nu știu, oricine ar zice ei. Da, numele îl știu, n-am parcurs nicio carte, dar am văzut cronici destul de interesante. Care m-a influențat foarte mult. Da. Vorbind despre România 2016 și de ce vreau să te întreb acum, privind, spuneam că ai avut experiența și învățământul din București atâția ani, acum poți să vorbești după ce ai trecut prin această purgatoriu, prin această experiență, ce schimba tu, ca ieșită deja din generația adolescenților, trecută în lumea maturilor, ce schimba tu la partea de învățământ românesc? Păi, uite, am văzut acum legea asta, nu știu dacă s-a aplicat, mă rog, așa scrie acolo, în care elevii au brusc drepturi din sine. Da, statutul elevului este în vigoare. Păi, astea sunt toate lucrurile pe care le-aș fi schimbat eu. Dacă se aplică această lege conform ce am citit eu, este perfect. Asta este tot ce aș schimba eu. Bine, asta de la... până la aplicare mai e ceva distanță, în sensul că totuși trebuie să o aplicăm în sistemul de învățământ românesc în care... zeci de ani s-a făcut altceva și mă gândesc că nu va fi foarte ușor să se facă și aplicarea. Dar, pe de altă parte, măcar s-a rupt cumva pisica în sensul că acele drepturi au fost prevăzute într-o lege. Da, adică sunt conștienți care sunt problemele și... Bun, generațiile voastre sunteți acuzați sau nu neapărat acuzați, voi spuneți acest lucru, că învățământul clasic vă plictisește, nu vă regăsiți în el. Ce ar fi de făcut aici? Și acum vorbim cu experiența unuia care a trecut prin asta și, să zicem, are modalități speciale de a se exprima. Păi, chiar și din punct de vedere a literaturii, la limba română, nu știu, avem un singur roman după anul 89. Adică ar trebui să studiem lucruri pe care le putem înțelege și poate apoi să încercăm să vedem cum scriau clasicii români. Pentru că de acolo, invers, nu avem la ce ne raporta, pentru că nu am trăit atunci, oricât ne-ar explica profesorul la clasă, de exemplu, nu știu, romanul Ion, nu este ceva actual, nu mai trăim în acel fel. Și la fel și cu toate celelalte materii, ar trebui să discutăm despre subiecte actuale, nu despre ceva ce a fost scris într-o carte acum 10 ani, în manual și nu mai... Bine, în cazul fericit, manualul are doar 10 ani, la noi au cam 20, da? Da, sigur. Da, cred că e un punct interesant de vedere și în același timp, deci, cum ar fi să spunem așa, să fie interesant? Uite, apropo că vorbeam de ora de română sau cumva tu vei deveni specialist tot în, chiar traducător, vei fi tot profesor până la urmă, nu? Da, cam așa ceva. Da. Chiar dacă nu vei preda în învățământ, să zicem, sau nu-ți propui la acest moment acest lucru. Cum ai vrea să arate ora de română sau de engleză ca să atragă generațiile voastre? Nu ce ai făcut tu acum la engleză sau ce ai avut în învățământ? Păi, tocmai asta este foarte multă teorie predată monoton, scrisă pe tablă, copiii copiază în caiete și așa mai departe. Cred că avem nevoie de mai multe activități practice care să implice elevii, să le pună întrebări, să ajungă cumva împreună cu profesorul la un rezultat, nu doar profesorul vine și spune tot ce știe și elevul în față sau nu. Este multimedia o soluție din acest punct de vedere? Da, categoric, categoric. Pentru că în zilele noastre pe asta ne bazăm. Adică de ce să ne prefacem la școală că lucrurile stau altfel decât când ieșim din școală? Da, sunt lucruri interesante care le spui. Pe de altă parte,
vorbind despre generația actuală, generația cu gadget-uri și cu toate, practic, voi pe asta, cam pe asta trăiți, adică sunteți dependenți total. Am ajuns și generația noastră să fie dependentă, dar voi sunteți, așa v-ați născut, practic, cu tableta și cu toate celelalte în mână. Care ar fi viitorul din acest punct de vedere? Adică, să zicem așa, la un moment dat, și sunt deja cei foarte mulți adolescenți rebeli sau am văzut chiar sunt personalități din diverse domenii care vin acum cu ideea renunțării la orice înseamnă electronică, retragere din lumea dezlănțuită, chestii de acest gen. Cum vezi aceste teorii? Cred că o să fie luate res, mai ales de generația mea. Nu se poate așa ceva. Pentru că dacă omenirea a avut o evoluție, nu o involuție. Dacă lucrurile sunt așa cum sunt acum, înseamnă că e mai bine decât înainte și ar trebui să urmăm această direcție, nu să mergem înapoi. Să ne orientăm după modelele europene, americane, eu știu, decât, nu știu, comuniste. Bun, sunt cei care spun la acest moment că ca să fii un om complet trebuie să citești nu știu ce autori, trebuie să faci anumite lucruri. Internetul nu-l contestă, dar în orice caz cultura se face cu cartea în mână, cum se spune, și toate celelalte. Nu, cultura se formează din diferite surse, adică literatura este doar o parte. Foarte mult învățăm din societate dacă știm să fim atenți la anumite lucruri și nu există doar anumiți autori care te fac, nu știu, să fii cult, pentru că sunt oameni care i-au citit degeaba. Mai putem învăța din societate când la o masă patru prieteni sunt cu patru telefoane, fiecare știu, face ceva? Nu, sau tablete? Sau nu cred că e chiar așa peste tot. Consider că încă mai putem găsi surse viabile în alți oameni. Păi nu, generațiile voastre mai pot găsi surse în condițiile în care sunt dependenți de partea electronică? Nu este chiar așa, din nou. Eu una stau pe telefon doar dacă nu e nimic interesant în jurul meu. Dacă este un om pe care pot să-l ascult și să învăț ceva de la el, categoric, las telefonul. Da, iată un exemplu foarte interesant, dar sunt și adolescenți de genul ăsta care... Sunt și, dar tind să cred că majoritatea chiar, nu știu, nu trăiesc în telefon. Întorcându-ne la cuvântul scris, că e el virtual sau a apărut între coperțile unei cărți. Ai credința sau ți-ai ales printre alte profesii și pe aceea de scriitor că acest cuvânt care zidește, cum spune poetul, mai are această greutate să schimbe lumea? Da, categoric. În general, orice formă de artă are capacitatea de a schimba, nu știu, de a influența măcar un om. Da, categoric. Nu va dispărea acest lucru. Mentalitățile oamenilor au fost de-a lungul timpului influențate de artă, în principiu, sigur nu o să se schimbe. Spuneam și că tu îți dorești, printre altele, să scrii în continuare. Poate spuneai că vei aborda alte genuri sau, în orice caz, poate vei fi o altă Cristina Boncea decât cea cunoscută la acest moment. Te vei reinventa, cum spui chestia asta. Ai din, să zicem, faci acest lucru pentru că cititorii tăi evoluează și trebuie să te adaptezi sau pentru că, să spun, a trecut o etapă în viața ta și urmează alta cu alte provocări? Da, categoric. Al doilea răspuns, pentru că și eu cresc și cititorii mei cresc și sunt convinsă că se vor adapta la ce voi face eu în continuare, ce voi scrie. De asemenea, vreau să atrag cititori noi, vreau să le demonstrez că trilogia Octopussy a fost scrisă într-un anumit fel, cu un anumit motiv, dar că acel stil nu este stilul meu general. Că eu am multe alte lucruri de spus și alte subiecte de abordat decât cele abordate în trilogia Octopussy. Da, am neglijat să mă uit dacă avem mesaje și sunt două. Unul este, cred că am răspuns la începutul emisiunii, dar unde poate fi găsită cartea? Pe toate librăriile online. Deci e vorba de două cărți, nu de una, da. Pe toate librăriile online unde se vând cărți, acolo găsiți și cărțile mele. Zice cineva, am căutat numele pe net, sunt foarte multe lucruri interesante, felicitări pentru emisiune, spune cineva.
Deci că am adus un asemenea invitat, dar mulțumim și, mulțumim. Și cred că e, până la urmă, din generația tânără am mai adus aici scriitori, gorjeni în special, poeți, că este poezia încă, tot românul s-a născut poecul, s-a spune în general, sunt foarte mulți poeți, inclusiv la Gorj, dar și în întreaga țară. Bine, volumele de poezie în general sunt exact cam opusul a ce faci tu. De ce spun asta? Pentru că poezia pare să nu mai treacă, să zicem, gustul publicului, comercial vorbind acum, plus că e o poezie în general care... Dacă cu ani în urmă un Păunescu, chiar un Vadim Tudor, aveau măcar acele versuri care clasice, cum da, să da, spunem, da, da, da. Acum acel vers alb și ăsta nu atrage marea masă de cititori. Sau, și dacă găsesc un cititori aceste poezii, aceste volume de versuri, sunt niște scriitori extrem de... niște cititori extrem de rari și foarte pretențioși, aș putea spune. Da. Cum vezi aceste lucruri? Sincer, nici eu nu prea citesc poezie, deși poate ar trebui. Cred că este o artă mai puțin, nu știu, care atrage publicul, fiindcă este mai greu de înțeles, cred eu, pentru că atunci când citești proză, primești niște explicații pentru ceea ce citești, dar în poezie, nu știu, trebuie să extragi singur ideile. Cred că asta este unul dintre motive. Cred că poezia este mai puțin exploatabilă, cum am zis, și pentru multimedia, pentru cinematograf, nu știu. Habar n-am, sincer. Nu, întrebam acest lucru pentru că vezi foarte mulți care publică diverse poezii, chiar și prin diverse reviste de literatură, apoi de unii nu mai auzi nimic, sau acele volume sunt niște tiraje confidențiale, pe aici, pe la Gorj, sunt și tiraje de 10-20 de exemplare, da, care le dai la câte un prieten care să te aprecieze sau ceva de acest, sau mai sunt, duc și la biblioteci. Și de asta vreau să, până la urmă, nu știu care e scopul unei cărți, dar părerea mea ar fi să ajungă la cât mai mulți, la cât mai mulți cititori și în acest să și schimbe ceva de multe ori. Da. Acum, în momentul când cât ar fi cartea de valoroasă, poți să fii Rambo sau ceva de acest gen, dar dacă o dai, o faci în 20 de exemplare, nu știu dacă și-a atins scopul. Pe de altă parte, și dacă scoți 1000 de exemplare, nu garantează nimeni că publicul, nu știu. Da, în același timp, cred că... publicul decide, cred, da, acest lucru. Aici, da, ca să treci testul publicului adevărat, trebuie să ajungă volumul respectiv la cititori. Avem ceva poeți moderni, dar... Acum, pentru că suntem în ultimile minute, mai este o teorie pe care am tot văzut-o exploatată de revistele mari de literatură, adică cele cunoscute, că nu e scriitor acela care n-a trecut printr-un cenaclu, care n-a fost cizelat într-un cenaclu. Eu personal nici măcar nu citesc aceste reviste online. Mă acces foarte mult pe site-uri moderne de literatură, cum ar fi hiperliteratura.ro, unde scriu și eu, și alte asemenea, și acolo mi urmăresc ultimele noutăți din lumea literară. Sincer, nu iau în seamă, nu mi se pare că găsesc ceva care să aibă sens pe aceste site-uri. Te vezi în, să spunem așa, la un moment dat, mai ales că ești familiarizată cu limbile străine, studiezi asta și vei studia asta, te vezi scriind și în altă limbă decât în limba română? Da, de ce nu? De ce nu? Da, pe viitor, foarte posibil. Sau vei merge pe o variantă de a traduce ce ai avut sau ce ai pentru... Categoric, aș vrea să fac și asta, da. Bun, deci vom avea o Cristina Boncea care va traduce cărți, sperăm noi, importante de afară, să le vedem pe plai românesc în limba română. Vom avea Cristina Boncea tradusă, probabil îi dorim asta, în diverse limbi de circulație, nu? Da. Păi noi nu-ți dorim decât să ai mult succes. Deja, spuneam, și succesul literar, deja el este, ești cunoscută, cărțile sunt apreciate, în curând volumul 3, dar se poate și mai mult și în momentul când cu siguranță nu te vei mai opri, să spunem, nici la nivelul de țară, poate undeva la nivel cum își programează unii scriitori aparițiile cu ani înainte, citeam de
Ioza, cred, își programa întâlnirile, ajunsease cu agenda cu vreo 3 ani înainte de a ajunge acolo. Da, știa că va merge în Mexic, nu știu unde, sau ceva de genul ăsta. Deci e destul de mult de... Adică e destul de mult loc de creștere, da, ceea ce-ți dorim. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru prezența ta la emisiune. Te mai așteptăm și cu altă ocazie, poate și cu volumul 3, apropo. Cum are, drag. Pentru că noi volumul 2 l-am pierdut pe drum, l-aveam aici, dar nu l-am mai avut în emisiune. Mulțumim pentru prezența ta. Dragi telespectatori, a fost Cristina Boncea, a fost emisiunea Rădăcini. Mulțumim pentru atenție. La revedere.